Senatorul de Gorj, Ion Iordache, se alătură aripii Orban și părăsește grupul parlamentar PNL din Senat. Până în prezent, 13 aleși au urmat exemplul fostului lider Ludovic Orban și s-au delimitat de acțiunile liberale. Din respect pentru oameni, am decis să demisionez din grupul PNL din Senat și voi rămâne senator neafiliat politic. Este un act de protest față de actuala conducere a partidului, care ia decizii fără consultare și care urmărește doar interesele grupului care a acaparat partidul. Cum explici că din cauza unor iresponsabili dispare zilnic un sat românesc? Că nu se știe când și cum se va rezolva explozia prețurilor la electricitate, gaze, materiale de construcții sau mâncare? Îmi doresc să fac parte dintr-o echipă formată din oameni echilibrați și dispuși să pună umărul la treabă. Nu dintr-o gașcă instabilă care nu a muncit niciodată. Nu renunț la proiectul meu pentru Gorj și la ideea că putem lua măsuri bune, independent de culoarea politică. Eu nu uit niciodată de unde am plecat și care sunt nevoile oamenilor care m-au trimis în Parlament, a transmis politicianul pe pagina sa de socializare.